De joi și până sâmbătă are loc a treia ediție a zilelor Spitalului Municipal de Urgență din Roman, dedicată în acest an centenarului Marii Uniri. Joi, de la ora 17, evenimentul va fi deschis cu o sesiune de istoria medicinei, iar vineri, medicii și asistenții medicali sunt invitați la o sesiune de comunicări pe diverse teme de specialitate. Vineri seară, cadrele medicale vor participa la o cină festivă găzduită la Castelul Miclăușeni. Manifestarea noastră, zilele Spitalului Municipal de Urgență Roman, a ajuns anul acesta la ediția a treia și este o ediție dedicată centenarului Marii Uniri. Se va desfășura în zilele de joi și vineri, respectiv 24 și 25 mai 2018, și se adresează personalului medical, în special din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman, cât și personalului medical din afara spitalului, din județul Neamț, precum și personalului tehnic, personalului administrativ din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman. Prima zi, de joi, 24 mai 2018, va avea deschiderea oficială, începând cu ora 17, la sala de ședință a Primăriei Municipiului Roman, și se va desfășura sesiunea de istoria medicinei. Următoarea zi va fi dedicată în exclusivitate lucrărilor cu caracter științific, lucrărilor medicale, pe două sesiuni, sesiunea dedicată medicilor și sesiunea dedicată asistenților, iar cina festivă, în data de vineri, va avea loc la Castelul Miclăușeni. Zilele Spitalului Municipal de Urgență din Roman se încheie sâmbătă cu o manifestare dedicată numai cadrelor medicale care nu sunt de gardă sau de serviciu. La evenimentele dedicate Spitalului Romașcan sunt invitați să participe reprezentanți ai administrației locale și județene, ai Casei de Asigurări de Sănătate, ai Direcției de Sănătate Publică și ai Sistemului Medical Nemțean.